fucking fac TV. Îți fune televizorul până te explodează. Și dacă ai cumva tu vreo să ștergi de praful, îți va pune și femeia. Deci ai grijă. Ulala! Bună seara, doamnelor și domnilor! Ne aflăm la a treia ediție a emisiunii Mașără! Cum v-ați obișnuit deja, ne puteți găsi pe Christos TV, dar de astăzi încolo avem o surpriză. Ne veți putea urmări chiar și online și ne veți găsi pe site-ul www.neiescârbădetine.nss. Deci, lăsând eu parte publicitatea, anul ăsta avem o surpriză. I-am chemat încă o dată în studio pe domnul Nightmare și domnul Seneca, zis Snake, pentru a ne explica cum de 2 ani de zile nu s-a mai auzit nimica de ei. Să-i primim în studio cu aplauze pe Nightmare și Snake. Tot pergămim scol, vorbim la țigana, deja la cipsul, fac și Timișoara. M.M. dacă vrei, titi se vădoară. B.A.G. Nightmare și Snake. Tot pergămim scol, vorbim la țigana, deja la cipsul, fac și Timișoara. M.M. dacă vrei, titi se vădoară. B.A.G. Nightmare și Snake. Hai, noroc! Salutul de anul ăsta! Nu-i nevoie să vă ridicați în picioare, stați liniștiți! Deci, dragi telespectatori, probabil că vă întrebați cum de acest an am invitat tot pe acești doi artiști. Am să vă răspund. Deci, acum 2 zile am primit o comunicare de presă că domnul Nightmare s-a întors de la el din, nu știu, Polul Nord sau unde era. Ok, și am semnat un contract că îi chemăm încă o dată la noi în studio pentru a ne explica cum de 2 ani de zile nu s-a mai auzit nimica de ei. Ei doi au fost de acord ca anul ăsta să stea chill, fără înjurături și alte chestii. Da, este adevărat și vrem să ne cerem scuze pentru anul trecut, știm că am cam exagerat și una alta. Oricum, eu promit că anul ăsta nu mai fut în gură pe nimeni. Da, și eu îmi cer scuze, eram mai copii, nu prea înțelegeam cum stă treaba așa la emisiuni și nici o seară asta nu bag pule în gât. Bun, deci spuneți-ne, ce s-a întâmplat în acești 2 ani cu voi? Păi, mi-amintesc de parcă ar fi fost acum 2 ani. Totul a început într-o dimineață, m-am dus la baie, m-am pișat, m-am barberit și ce să vezi, fote, extratereștii m-au răpit. Da, da, e adevărat. Deci l-am văzut eu cum a decolat și lăsau semnale de fum în urmă să îmi bag piciorul. Da, mă, nenorociții m-au dus fix pe tărâmul Pony Puff Princess. Nenorociții dracului. Da, e adevărat. Deci eu mă uitam în spate și după urma de fum care am văzut-o mi-am dat din prima seama că se duc acolo. Și simțeam așa un miros de poker. Da, mă, domne, cum să te obligi să te joci poker? Pe bani sau pe ce? Pe bobârnace. Haide, steaua mea. Da, eu când am văzut lucrul acesta m-am speriat foarte tare și am sunat la partid. Partidul n-a vrut să mă ajute, era prea ocupat să-l tundă pe Eddie. Bun, m-am enervat, mi-am luat trocariciu și am plecat la drum, în misiune. După aproximativ 3 km aveam limba până la genunchi și mi-am dat seama că trocariciu nu poate să zboare, tu-i mama lui. Și am zis, ce pula mea să fac? M-am dus și m-am îmbătat. Bun, în timpul ăsta, noi am terminat jocul de poker și ăstea pe extraterestri au vrut să-mi ofere mâncarea lor tradițională. Am refuzat, ne-am pus de acord să merg la vânătoare de sfecle galbene. Adă-și mie câteva, nu fi bulangiu. Să văd dacă m-am în congelator. Bun. Bun, mergeam pe drum prin pădure, când deodată, pac, o sfecle galbenă în fața mea. Ce observ, nu ne-au dat arme, trebuia să le vânăm cu mâna. Merem, iau o sfeclă de gât, îi dau 2 palme, al dracu că a murit din prima. Ai la vânătoare. Da, și cum vă spuneam, eu după ce am văzut că au decolat, am încercat să-i urmăresc, dar nu, autovehiculul numit Trocarici, nici măcar nu matriculat, nu putea să zboare. Și cum v-am zis, m-am dus și m-am turmentat. După mi-am dat seama, bă, ăsta cine știe unde o fi săracul, cine știe ce fac extraterestri cu el, dă să-l sun să văd ce face, că mai aveam câteva minute. Dar mi-am dat seama că n-aveam telefonul la mine. Și ce să fac? M-am dus, mi-am cumpărat 50 de grame de telepatie și am luat legătura cu el. Dar ce să vorbești cu el, că era deja galben de la atâta sfeclă, vedea numai gest de crocodil în fața ochilor. Bun, bun, am înțeles, dar emisiunea trebuie să se termine cât de curând, deci v-am rugat să ne spuneți ce s-a întâmplat practic cu voi în acești 2 ani, cum de nu s-a mai auzit nimica de Nightmare și Snake, nici o melodie, nimica, atâta vrem noi să știm. Păi dacă n-ai fi sub pula lui Hitler, ne-ai fi lăsat să vorbim în pula mea, să terminăm ce avem de zis, nu? Păi
Băgați-i pula în suflet. Mă, ne-am pus de acord că nu mai jurați. Ce-i treaba asta? Eu v-am chemat, am avut încredere în voi, v-am chemat aici, mi-ați jurat, ați semnat contractul că nu jurați și voi ce faceți? Iar începeți să vă comportați ca doi porci! Da, fă, mă comport ca un porc. Și știi de ce? Nu, de ce? Păi tu știi cine sunt eu, tu? Hai să văd, cine ești? Sunt lui Băftosul. Da, 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 și eu sunt Batmobilul lui. Da, și eu sunt Mugurel, încântat de cunoștință. A venit Strugurel! Strugurel! Puce-n pula mea! Strugurel! Deci așa arată măgur! Strugurel! Mugurici! De 2 ani de zile sunt cu misterul ăsta, mă întreb cum arată și uite că-l văd în fața ochilor. El e Strugurel, că-l cheamă Mugurel. Altceva? Nu știu. Măgur? Măgurel. Deci dacă pun mâna pe voi, golanilor, v-am tăiat părul și v-am scos ochii și v-am rupt nasul și v-am... Auzi, dar ce ai zice tu dacă îți spar cartaboșul în față? Sau îți tranșez mațele cu unghiera? Sau te îmbrac cu sicriu? Sau aș putea să te îngrop de viu într-o groapă de căcat? Sau dacă vrei îți torspir pe pulă? Poate sfeliez coaiele. Sau îți ung slobos pe pâine. Sau mă joc cu moaică ta. Sau îți îndes un ananas în cur. Dacă ai vrea, te leg de coaie și te atât de un copac. Sau poți să o fumezi pe măta. Sau dacă... Bă, hai, lasă că e de ajuns în pula mea. Mi-ați rănit sentimentele. Bac pula și-mi dau demisia. Uite-l Mugur, nu e Mugur. Uite-l pe Mugur, nu e Mugur. Dar Mugurel, nu poți să pleci. Mugurel, dar mai stai, prietene. Rămâi încă un pic, Strugurel. A, mă, Mugurele, mă, ce dracu ne faci așa? Mugur, nu pleca. A, mă, Mugur, mă, doar e geal nostru, mă. Ce măta, unde te duci? Mugur. 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 Bă, pulă! Hristosul Măsic a plecat. Mugurel, nu pleca, nu mă lăsa cu ăștia doi, te rog, mai rezistă, te rog, vino înapoi, Mugurel. Bă, coaie, auzi, eu-mi bag pula în morții lor și în toți morții lor, în morții lor, în morții, în morții și în morții și să nu uit în morții lor și mă cac în emisiunea lor, da? Numai Mugurel, eu-mi bag pula, eu am plecat. Bă, ce pula mea, bă? De 3 ani de zile vreau să ne întâlnesc și acum asta pleacă, nici măcar o cafteală, nimica, bă, ăsta e un fraier, mă. Păi da, mă, dar dă-l în pula mea, măcar să fi boșelul, cafeluță cu noi, ftul în gură să-l fut. Da, ai târșeos din ăla, mă, măgarul. Porcul, l-o lua bătărca. Dă-l, mă, în pula mea, hai, dracu să merg. Hai să ne cărăm în pula. Păi deja tragem de 8 minute în pula mea. Să-mi bag pula, hai să merg să bem o bere, băga mi-aș pula în măza Mugurel. Hai, vamos. Deci. Am zis că o să rămân calm orice ar fi. Am zis că nu o să o dau în vulgarități sau altele. Dar eu îmi bat pula că nu mai pot. Apropo, am nevoie de bodyguard, ofer cineva. Și chiar dacă în 2012 vine apocalipsa, pe noi ne doare pula. A da, fucking fuck TV.